2 Cronici 20-21 și zice Scriptura așa: apoi în învoire cu poporul au niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii lăudau pe Domnul și ziceau. Și acum auziți ce spuneau ei și ce spuneau ei, aș vrea să spunem și să zicem și noi. Ei au zis așa: lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în veci. Amin. Aleluia. Așa e. Via. Amin. Vă rog să ocupați locul. V-am zis în veci, dumneavoastră în veac. De asta ați adus minișor. A zis bine și eu am zis la fel de bine. În veci și în veac. Aleluia. Pe pământ suntem tranzitari. Vineri seara am fost la Sebi și au fost acolo câțiva cântăreți de operă fii ai bisericii care locuiesc prin Germania, locuiesc prin Arad, locuiesc prin Ungaria și s-au întâlnit toți. Și vineri seara a fost acolo o slujbă așa cantată, o slujbă cântată, cantată, cantabilă. Numai voci frumoase, bariton, bărbătești, soprane, superbe și m-am bucurat. Și unul dintre tineri a venit la mine la urmă, asta nu era din Sebiș și mi-a spus, frate Daniel, mi-a făcut niște complimente și a zis, frate Daniel, dumneavoastră sunteți păstorul principal aici? Și m-am uitat la el și am spus, zic, eu sunt păstorul tranzitar. Eu aici sunt în tranzit. N-am vrut să răspund curiozității. Are timp să se intereseze. Însă, în momentul când am spus eu sunt în tranzit aici, mi-au dus aminte că, de fapt, toți suntem în tranzit prin lumea aceasta. Vrând nevrând, frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în tranziție prin Timișoara. Suntem în tranziție chiar pe la stânga. Însă, dacă suntem puțin înțelepți, inteligenți, deștepți, noi ne pregătim și pentru viața aceasta. Dar ne pregătim și pentru viața de sus. Amin. Dar asta se aplică doar la oameni înțelepți. Fraierii niciodată nu se vor pregăti pentru cer. Niciodată nu se vor pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu. Doar oameni înțelepți își pregătesc și temporalitatea, dar și eternitatea, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Însă până ajungem în eternitate, așa în această dimineață, în următoarele câteva minute, să săpăm puțin în cuvântul acesta pe care l-am citit și nu numai în acesta. Mai sunt alte câteva pasaje pe care aș vrea să le amintesc în această dimineață. Mi-am permis să citesc toate cele 30 de versete în această dimineață știind o să abuzez de dumneavoastră și o să vă țin în picioare. Pentru că m-am gândit că unii n-au citit cuvântul lui Dumnezeu de mult. Și am vrut să îl citim cu toții și să-l ascultați cu toții. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu dă viață. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață din belșug. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Spre bucuria mea și spre bucuria noastră, Dumnezeul Bibliei, așa cum mi s-a spus de dimineață, la momentele de rugăciune, este un Dumnezeu al harului. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al iubirii. Vă rog să ziceți amin. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al iertării. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al ridicării. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care ne deranjează, care nu ne lasă în pace. Acesta este Dumnezeul Bibliei. Însă, spre surprinderea mea, am mai găsit în Scriptură încă ceva și despre adevărul acesta aș vrea să învățăm și să vorbesc în această dimineață. Este spre surprinderea tuturor. Dumnezeul acesta pe care noi îl iubim și cărora noi ne închinăm este cunoscut și pentru faptul că își trimite proprii oameni în lupte inegale. Dumnezeul Bibliei, cărora noi ne închinăm în această dimineață, este foarte faimos și este cunoscut. Dar asta este surprinzător și revoltător în același timp.
El este cunoscut în istorie și în Biblie și în istoria sacră a lui Dumnezeu. Este cunoscut ca Dumnezeul care își trimite proprii copii, proprii prieteni. Își trimite cei mai buni prieteni, copii și, dacă vreți, poporul, biserica, în lupte inegale. Textul care l-am citit din 2 Cronici 20, asta ne demonstrează. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne trimite în lupte care sunt dincolo de puterea noastră. Veți vedea, ați văzut și veți mai vedea că Dumnezeul căruia noi ne închinăm în această dimineață este într-adevăr un Dumnezeu superb. Este un Dumnezeu care sfidează logica noastră, sfidează inteligența noastră, adică o depășește cu mult. Rațiunea noastră este foarte depășită de Dumnezeu și întrucât va înțeleg pe atei și au simpatia mea. Ateii au simpatia mea. Ei nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Și nici n-ai cum să-L înțelegi pe Dumnezeu doar cu rațiunea și cu logica, pentru că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu cu mult superior logicii și rațiunii noastre. La un moment dat, Petru, mi se pare prin Ioan 13, îi spune Domnului Iisus, îi spune, Doamne, Tu să-mi speri mie picioarele? Niciodată! Fii. Cum era Petru? Vorbitorul, purtătorul de cuvânt al tuturor și un tip intempestiv, așa, impulsiv și imediat țâșnea. A spus, Tu să-mi speri mie picioarele și capul? Niciodată! Și Domnul Iisus se uită, mă gândesc cu atenție la el, să uită în ochii lui și spune, Petre, ce fac eu acum, tu nu pricepi. Dar vei pricepe mai târziu. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le face acum, între noi și cu noi. Și nu le pricepe. Din cauza aceasta înțeleg pe atei, pe agnostici, pe necredincioși, pe îndoielnici. Îi înțeleg că fac reacție înaintea lui Dumnezeu și în dreptul lui Dumnezeu. Și zice, tocmai pentru că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Pentru că ei n-au înțeles cum trebuie să se apropie de Dumnezeu. Pentru că Pavel spune în Evrei 12:6, zice, cine se apropie de Dumnezeu nu se poate apropia oricum. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există. Noi nu ne putem apropia de Dumnezeu cu rațiunea, ci trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu credința. Amin. Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul nostru, este cunoscut. Pentru că își trimite proprii oameni în bătălii inegale. Acum, nu-i deloc egală lupta între un om și un leu. Nu-i deloc egală lupta între un om și un leu. Țineți minte când David s-a luptat cu leul și cu ursul. Nu era o bătălie deloc corectă. Nu era o bătălie deloc egală. Era o bătălie inegală. Era o luptă inegală. Știți? Când te lupți cu un leu, bine, nu vă recomand. Nici cu un cățel. Când te lupți cu un leu însă, când te lupți cu un leu, e clar că lupta este inegală. E clar că lupta este inegală. Pentru că leul este versat și este instinctul lui să distrugă, să rupă, să omoare, să mănânce. E clar că leul este mult mai puternic decât omul. Și totuși, Dumnezeu, din când în când, își trimite oamenii lui cei mai aleși, tocmai într-o luptă inegală cu leul. Și ce spune Apostolul în Noul Testament, în niște texte pe care eu mi le-am notat aici? Spune Scriptura așa. Auziți ce spune Scriptura în Iacov, la capitolul 4, Cuvântul lui Dumnezeu face niște afirmații foarte importante pentru fiecare dintre noi. Zice așa Cuvântul lui Dumnezeu, în Iacov la capitolul 4 și formă în 1 Petru la capitolul 5, Cuvântul lui Dumnezeu face afirmații teribil de importante pentru fiecare dintre noi. Auziți 1 Petru 5:8, zice așa, fiți treji
și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, cine? Diavolul. Dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Observați? Biblia declară și îl aseamănă pe diavolul ca un leu. Bine, el nu este leu, el e ca un leu. Vă rog să faceți diferența. Leul este din seminția lui Iuda, este Iisus Hristos. Diavolul doar răgnește ca un leu. El doar răgnește, el e un șarpe, dar răgnește ca un leu. Știe să imite. Dar acum, când Dumnezeu te trimite într-o luptă cu un leu, e clar că lupta aceea este inegală. Când David a fost trimis în luptă cu leul și cu ursul, m-am tot gândit, oare cu ce s-o fi luptat? Când David s-a dus la luptă cu leu, cu ursul, a zis numai urșii ăștia de pe la Brașov, ce-au băgat frică în noi, știi? Și spaima în toți brașovenii. Niște ceva așa, știi? Și ne e frică de toți, dar toți. Mă gândeam, oare când s-a dus la luptă cu ursul și cu leu, cu ce s-o fi luptat? Că nu cred că cu praștia. Nu cred că cu praștia s-a luptat cu ăla. Cu uriașul. Nu știu cu ce. Cu cuțit, cu pietre, cu bolovan, nu știu ce. Dar este clar că a fost o luptă inegală. Dumnezeu însă, din când în când, ne trimite în lupte inegale. Ei, despre lupte inegale aș vrea să învățăm în această seară, în această dimineață, câteva adevăruri foarte importante pentru fiecare dintre noi. Lupte inegale. Fraților, din când în când, sau poate că mai des, ne trezim angajați în lupte inegale. În lupte cu puteri mult mai mari decât a noastră. Ne luptăm cu duhuri, ne luptăm cu oameni, ne luptăm chiar cu noi înșine. Ne luptăm cu lucruri și puteri și entități care sunt mult peste forța noastră, peste puterea noastră. Nimic n-a fost egal între Iosafat și federația aceasta armatei siriene. Nimic n-a fost egal când Dumnezeu i-a spus lui Iosafat, te duci și te lupți cu federația aceea, câteva națiuni în frunte cu Siria, bine, din cauza asta Siria are acum probleme, câteva națiuni în frunte cu Siria s-au adunat, au format o federație de națiuni și-au făcut o armată tocmai împotriva poporului lui Dumnezeu și împotriva armatei lui Iuda și s-au unit ei împotriva lor. Păi era o luptă foarte inegală, lupta aceea era foarte inegală, pe când Iosafat cu armata lui de câțiva, mă rog, câteva mii de oameni, când s-au dus pe câmpul de luptă, și au văzut acolo o federație de armate, unite. Și toate scuturile sirienilor strălucind în soare și blindați și bogați și aveau subvenții și erau subvenționați de stat și de guvern și de toate țările alea și și-au unit armatele și tot ceea ce aveau ei mai bun au pus și au trimis împotriva lui Iuda și a poporului lui Dumnezeu și au văzut toate scuturile acelea strălucind în soare. Și ce a zis Dumnezeu? Voi ieșiți în fața lor cu echipa de închinare. Exact asta a spus Dumnezeu. Era acolo zeci de mii și poate sute de mii de oameni împotriva evreilor. Și Dumnezeu le zice, faceți exact ce vă spun eu. Vă duceți împotriva lor. Voi ascultați de ce vă zic eu și restul este treaba mea. O luptă total inegală. Auziți, mi se pare superb ceea ce le spune și revoltător, ceea ce le spune Dumnezeu și auziți aici. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vorbește Domnul. Fii atent acum, Domnul îți vorbește ție. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, dinaintea acestei lupte inegale. Și fii atent, dacă ești în aceste zile, într-o luptă inegală, cuvântul acesta este pentru tine. Nu vă
Deci nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi. O luptă inegală. O bătălie inegală. Căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Amin. Mâine, coboriți-vă împotriva lor și ceea ce urmează acum pentru mine este uimitor. Și auziți ce le spune prorocul, ce le spune Dumnezeu prin prorocul ăsta, Iahaziel. Mâine, coborâți-vă împotriva lor și auziți. Ei se vor sui pe dealul Țiți. Și armata asta a Siriei, federația aceea de armate, de națiuni. Și veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruiel. Știți ceea ce îmi place mie aici? Dumnezeu știa fiecare mișcare a acestei oștiri. Și pentru mine asta este încântător. Pentru aia era revoltător. Pentru noi este încântător. Dumnezeul căreia noi ne închinăm știe toate mișcările dușmanilor tăi. Dumnezeul căruia noi ne închinăm știe unde se află ei, știe tot ceea ce vor face ei. Și auziți ce spune? Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul. Știți ce ne cheamă Dumnezeu să facem în aceste lupte inegale în care suntem angajați majoritatea dintre noi? Doar să avem încredere în El. Amin. Doar să avem răbdare și încredere totală în El. Vreau să vă spun că mai dintre noastre în aceste zile sunteți angajați în lupte inegale. Adică sunt puteri care sunt mult mai mari și încearcă să vă atace. Vă rog să ridicați unul. Și vă atacă. Mai sunt câțiva. Predica e bună. Mesajul e bun atunci. Acum să vă dau o veste celor ce nu din camera. Să știți că nu veți scăpa. Serios. Nu veți scăpa. Din când în când toți ne vom trezi în lupte inegale și cineva mult mai puternic ne va ataca. Dacă facem parte din poporul lui Dumnezeu, una din dovezile că facem parte din poporul lui Dumnezeu este că vor veni asupra noastră puteri mult mai mari, care ne vor ataca. Vor veni federații împotriva noastră care ne vor ataca. Vom fi atacați de forțe mult mai mari decât noi le avem, dovada că sunt copilul lui Dumnezeu. Este că din când în când Dumnezeu îngăduie să ajungă în lupte inegale, tocmai ca El să-și arate slavă. Tocmai ca El să-și arate putere. De aceea, dacă în aceste momente tu ești angajat într-o luptă inegală și cel ce te atacă este mult mai puternic decât tine, nu te teme. Trebuie să faci un singur lucru. Să ai încredere în Domnul și să asculți de El. Să ai încredere în Domnul și să asculți de El. A spus un singur lucru și am zis două. Dar de fapt, un singur lucru. Să ai încredere în Domnul și să asculți de El. Și ce înseamnă să ai încredere în Domnul? Avea încredere în Domnul nu înseamnă doar să crezi în Dumnezeu. Avea încredere în Domnul înseamnă să te supui lui Dumnezeu. Halo, amin. Avea încredere în Domnul înseamnă să faci ceea ce spune Domnul. Și vine Dumnezeu prin proroc la Iosafat și zice, pregătiți-vă bine echipa de laudă. Ceea s-au îmbrăcat toți în haine albe. Și imaginați-vă toată surprinderea federației care a venit împotriva lui Israel. A venit împotriva lui Iuda și a Ierusalimului. Toată federația aceea, toată armata aceea, toți împărații aceia i-au văzut pe ăștia îmbrăcați în haine albe. Echipa de închinare a văzut-o îmbrăcată în haine albe și cântând. E clar că Iosafat nu studiase niciodată arta războiului. Deci au trimis echipa de închinare și de laudă acolo. Precis. N-a fost niciodată la o școală din asta de armată. El n-a făcut școala militară niciodată, pentru că sub nicio formă nu ataci o armată cu echipa de închinare. Și imaginați-vă pe ăștia pe ai lui Iuda și Iosafat și oamenii lui a trimis în fața acelei confederații o vioară, o trâmbiță, o trompetă, o harfă, o chitară și o orgă.
Și câțiva oameni îmbrăcați în haine albe, și când ăia armata au văzut ce fac evreii, cred că toți s-au crucit, deși nu se știa pe vremea aceea de semnul crucii. Și cred că toți s-au mirat. Și au spus, precis, evreii sunt nebuni. N-a fost nimic egal și Dumnezeu i-a trimis într-o luptă inegală pe evrei atunci când i-a zis, vă duceți în fața siriilor și faceți exact ceea ce vă spun eu, nu veți lupta voi, eu voi lupta pentru voi și veți vedea biruința pe care vă da. Dumnezeu este Dumnezeul care ne trimite în lupte inegale, în destule situații pe fiecare dintre noi. N-a fost nimic egal și totul a fost inegal între armata lui Israel și zidurile la impugnabile, sau nu știu cum se numește, care e termenul ăla, al Ierihonului. Erau niște ziduri imposibil de trecut, imposibil de tărmat. Nici o armată până atunci n-a putut să treacă de zidurile acelea, pentru că erau enorme, înalte și de late. Și Dumnezeu a zis, vă duceți împotriva Ierihonului. Și faceți exact ceea ce vă spun eu. Și a zis Dumnezeu, mă conjurați de 7-8 cetate. Știți că 7 în Biblie este numărul multiplu. 7 în Biblie reprezintă desăvârșirea, plinătatea. Și a zis, înconjurați zidurile de 7-8 și totuși și din nou cu echipa de închinare. Cât de importantă este o echipă de închinare și de laudă, frate. Cât de importantă este cântarea înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și au primit din nou cu aceștia cu trompete, cu trâmbițe și cu havaiane și cu harpe și cu tot ceea ce se mai poate cânta spre slava lui Dumnezeu. Și au început să înconjoare cetatea Ierihonului. Era total inegal ceea ce se petrecea. Și Dumnezeu a zis, faceți voi ce vă spun eu și restul este treaba mea. Fii atent. Când ești într-o luptă inegală, fă doar ceea ce spune Dumnezeu. Este atât de simplu, dacă vrei să câștigi. Fă ce spune Dumnezeu, nu fă ce spun neuronii și hormonii tăi. În lupte inegale, ai curaj să te încrezi în Dumnezeu și să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. N-a fost, a fost totul inegal când Dumnezeu le-a zis evreilor, duceți-vă și atacați Ierihonul, că erau deja cunoscuți în istorie ca barbari și ca dificili și ca buni în tot ceea ce făceau. Și totuși Dumnezeu i-a trimis în această luptă inegală. Să știți că a fost inegală lupta între David și uriașul Goliat. Știți cum l-a biruit David pe Goliat? Știm cu toții. Și aici nici n-ar trebui să mai fac niciun comentariu. David l-a biruit pe Goliat nu cu praștia, ci cu credința. Amin. Alo, amin. Amin. Că puteam noi să ne bazăm pe praștile noastre și pe mașinile noastre și pe casele noastre și pe inteligența noastră. Și a zis David lui Goliat, tu vii înaintea mea cu scut, cu zale, cu armură. Eu vin însă înaintea ta pe numele Domnului oștirilor pe care ai ocărât-o. A tras. Avea 5 pietre în buzunare. Dar nu i-a trebuit decât una, că Dumnezeu nu ratează niciodată. Alo, amin. Dumnezeu nu ratează niciodată gloria lui Dumnezeu. A fost foarte inegală lupta aceea între David și Goliat. Și Goliat ăsta avea 2,90 m, cam așa sunt toate măsurătorile și dimensiunea pe care o spun specialiștii, aproximativ 2,90 m. Păi ăla era o mașină de luptă, Goliat. Și se duce David în fața lui, se duce David în fața lui și spune, eu vin înaintea ta în numele Dumnezeului lui Israel. În momentul acela, trage cu piatra și Goliat cade. Goliat era un tip de vreo 2,90 m, spun toți cercetătorii și toți teologii. Și era mare. Și era hidos. Și era o mașină de luptă, Goliat ăla. Și era imens. Saul și împăratul și toți evreii de pe front, de pe valea, din valea Terebinților, de pe front, când l-au văzut pe Goliat, Goliat era nu era numai bicep și tricep și ăștia făcea forță în fiecare zi. Goliat era profesionist.
Nu era bun numai la bătaie și la luptă. De la om la om. Dar mai stăpânea încă o armă foarte bine. Intimidarea. Și timp de 40 de zile era specialist nu numai în bătaie, știi, în luptă, ci era specialist și în luptă psihologică. Și 40 de zile Goliat ieșea în fața lor și numai înjura. Și înjura și blestema de toți părinții și toți Dumnezeii. Și asta a fost greșeala enormă a lui Goliat. A încercat să intimideze și când David, și a intimidat bine de tot. Și când David a venit acolo, în Valea Terebinților, a găsit armata lui Dumnezeu, speriați pe după stânci, pe după bolovani, prin crăpăturile stâncilor, prin peșteri, speriați. Și numai l-auzeau pe ăsta că venea și îi teroriza într-o luptă inegală. Și Dumnezeu îi spune și vine Duhul lui Dumnezeu peste David și îi zice, te duci și te lupți cu ăla, cu Goliat. Și David se duce, pentru că, deși Goliat era mare și zdravăn, David privea dincolo de Goliat. Fraților, Goliat există în viața noastră tuturor, din când în când. Haideți să facem ca David. David n-a privit atât de mult la Goliat, ci a privit dincolo de Goliat. Goliat era mare, dar Dumnezeul lui David era mult mai mare. Și care a fost greșeala care au făcut-o evreii în Valea Terebinților, când Goliat a venit și i-a intimidat, ei s-au uitat doar la Goliat. Și asta a fost greșeala lor. Când David a venit în Valea Terebinților, s-a uitat doar la Dumnezeu. Faceți diferența. Și pentru că evreii și armata s-au uitat doar la Goliat, au intrat în depresie. Când te uiți doar la uriașul care te atacă și e mult mai puternic decât tine, e normal să intri în depresie. Când însă ai inteligența și înțelepciunea să trăiești ca David și să te uiți la Dumnezeul lui David, vei birui. Evreii s-au uitat la Goliat și l-au văzut pe Dumnezeu mic. David s-a uitat la Dumnezeu și l-a văzut pe Goliat mic. Acum, noi avem motive și avem câteva variante. Când suntem atacați în lupte inegale, te poți uita doar la atacator și intri în depresie. Sau te poți uita la Dumnezeul Bibliei și vei începe să biruiești. Decizia și alegerea ne aparține tuturor. N-a fost deloc, fraților, egală lupta între Iov și Satan. Dacă vei citi cu atenție cartea Iov, veți vedea că Iov era un om care iubea pe Dumnezeu și era tare credincios pe Dumnezeu. Și într-o zi, diavolul, că ăsta este un tupeiș, un pertinent de prima clasă, e un obraznic, e un nesimțit, s-a dus la Dumnezeu și a spus, Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut ce neprihănit, ai văzut ce băiat de gașcăi, îi zice Dumnezeu. Se laudă Dumnezeu în fața lui Satan. Știi? Se laudă pe Iov, se laudă cu Iov. Și atât i-a trebuit de-a vorba. Da? Te lauzi cu el? Ia numai dă un pic pe mâna mea. Și istoria o cunoașteți majoritatea și ar trebui să citiți capitolul 1 și 2 din Iov în după masa aceasta, fiind grozav. Dumnezeu îi permite lui Iov să intre într-o luptă inegală. N-am încearcă să debați cu diavolul, care este o forță spirituală foarte mare. Știți, cineva spunea și noi am toți am auzit adevărul acesta aici, că diavolul este puternic. Însă frumuseți acest care este Iisus Hristos, este atotputernic. O fi el puternic. Dar Dumnezeul nostru este atotputernic și noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Dumnezeu. N-a fost deloc egală lupta între Iov și Satan. Acum să vă spun, restul este istorie și știți. Iov nu știa ce se întâmplă. Că dacă ar fi știut, ar fi luptat cu bucurie. Însă Dumnezeu îl dă pe mâna diavolului și diavolul îl ia la cernut și îl ia la scărmănat și îl ia la piciuit și zice, în lupta aceea inegală, Iov biruiește. În lupta aceea inegală cu diavolul, Iov biruiește. Acum, vă dau o veste uimitoare. Noi suntem în aceeași bătălie inegală de care a avut parte și Iov. Noi tot cu diavolul ne luptăm.
Diavolul tot cu noi se luptă. Într-un fel sau într-altul, diavolul se luptă cu fiecare dintre noi și lupta aceasta este foarte inegală. Însă dacă Iov a biruit și pe vremea aceea Iisus Hristos încă nu murise, dacă Iov a biruit și noi, fraților, în numele lui Iisus Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Există un verset uimitor, mi se pare, prin Romani 8, și la un moment dat Apostolul Pavel, în Romani, la capitolul 8, face o afirmație revoltătoare, încântătoare și revoltătoare, și în Romani, la capitolul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit și numele Lui este Iisus Hristos. Amin. Și citez. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Asta se numește har. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Iamen. Necazul uneori este mult mai puternic decât ești tu. Necazul? Strântorarea? Prigonirea? Foamea? Lipsa de îmbrăcăminte? Primejdia? Sau sabia? Sau pușca? Sau pistolul? Sau sărăcia? Sau criza? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăia. Totuși, și auziți acum concluzia, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și vreau să citești și restul. Vă rog atenție maximă. Căci sunt încredințat, asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Că nici moartea, fii atent, suntem angajați în lupte inegale. Fii atent. Toți suntem angajați în lupte inegale. Moartea este o luptă inegală. Ce poți să faci în fața morții? Fii atent ce spune însă cuvântul. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, demoni, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, atenție biserică, nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Amin! Dumnezeu ne trimite deseori sau îngăduie să ajungem în luptă inegală. Însă vestea bună, știți care este? Că în aceste lupte inegale nu suntem singuri. Domnul este de partea noastră, Domnul este cu noi. Țineți minte ce a promis Domnul Iisus Hristos tuturor ucenicilor, dar atenție, trebuie să te faci ucenic ca să beneficiezi de promisiunea aceea. Nu doar membru într-o biserică, o vrăjală din aia care nu are nicio valoare. Domnul promite doar ucenicilor și le zice așa. Iată că eu, cel Iisus, cel înviat, iată că eu sunt cu voi în câte zile? În toate zilele, până la sfârșitul veacului. Slăviți să fie Domnul! Din cauza aceasta este fundamental să devenim ucenici, nu doar membri într-o biserică. Amin. Pentru că promisiunea este doar pentru ucenici, slăviți să fie Domnul. Și Domnul Iisus a promis așa și fiți atenți când Iisus își dă cuvântul, El își împlinește cuvântul. Amin. Domnul Iisus a zis, iată că eu sunt cu voi. Câți dintre dumneavoastră sunteți ucenici? Vă rog să faceți așa. Acum am văzut. Dar acum fiți atenți. Dacă ai ridicat mâna și ești ucenic, Domnul este cu tine. Amin. 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 Dar fiți atenți. Mai există o promisiune pe care o face Domnul Iisus prin Ioan. Și în 1 Ioan, cuvântul lui Dumnezeu ne face o afirmație uimitoare și foarte importantă pentru fiecare dintre noi. În 1 Ioan, și știți majoritatea versetul acesta, pe care eu deja l-am în minte, și au zis ce spune Scriptura în 1 Ioan, la capitolul 4, zice așa, voi copilașilor, atenție, asta este adresat copiilor lui Dumnezeu, ucenicilor, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit toate duhurile la rele, pentru că cel ce este în voi, Duhul Sfânt, este mai mare decât cel ce este în lume,
Amin. Suntem desiori, ne trezim în lupte inegale, când știm că diavolul este mult mai puternic decât noi. Însă fiți atenți, nu vă temeți, pentru că Duhul Sfânt care este în noi este mai mare decât Duhul din lume. În noi locuiește Dumnezeu. Lumea zace în cel rău, spune Ioan, și mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume, slăvit să fie Domnul. În încheiere, frate și surori, vă provoc să folosiți cuvântul lui Dumnezeu ca un puternic antidot împotriva fricii, descurajării, depresiei, îngrijorării și bolii. Trebuie să învățăm, fraților, ca Iosafat. Trebuie să învățăm ca David, împăratul și psalmistul. Trebuie să învățăm să avem încredere în ceea ce spune Dumnezeu. Nu în ceea ce vedem noi, ci în ceea ce simțim noi. Noi trebuie să învățăm, fraților, să ne încredem total în Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta este fundamental să citim cuvântul și să ne hrănim din cuvânt în fiecare zi. Nu neglija hrana spirituală. Rugăciunea și cuvântul. Pentru că dacă nu te hrănești spiritual cu rugăciune și cu cuvânt zilnic, pierzi din valoare, din putere și din greutate spirituală. Și ajungi subnutrit. Și cazi. Te prăpădești. Vă încurajez pe fiecare să aveți îndrăsneala să folosiți cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător ca un antidot împotriva fricii tale, împotriva depresiei tale, împotriva căderii tale, împotriva situației în care te afli chiar acum. Ai curaj să crezi ceea ce spune Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. În încheiere, trebuie să vă mai spunem un lucru foarte important. V-am prins atenția deja tuturor că ați auzit că închei. De ce suntem dominați noi, fraților? De cultura fricii, îngrijorării sau de cultura credinței? Trăim astăzi într-o lume, într-o societate care ne influențează să abordăm și să aplicăm și să primim în viața noastră o cultură a depresiei, o cultură a îngrijorării și o cultură a fricii. Părintele Arsenie Papa Cioc, ăsta care a murit din sud, de acolo, preotul acela, a făcut o afirmație care mi-a atras atenția. Și a zis așa. Nici o nenorocire nu înseamnă nimic dacă credința îți rămâne în picioare. Și avea dreptate. S-ar putea dușmanul să te atace, s-ar putea să vină nenorocirea asupra ta. Însă zicea bătrânul și avea dreptate. Bine, multe altele n-avea dreptate. Dar aici avea dreptate preotul și a zis nici o nenorocire nu înseamnă absolut nimic dacă credința ta rămâne în picioare și am zis amin. Iată, în anii care vor veni peste noi și peste tine, s-ar putea vrăjmașul să te atragă în lupte inegale. S-ar putea la un moment dat să pierzi tot. S-ar putea să te simți cel mai nenorocit om din lume, că nu mai erai cu tare, însă nici o nenorocire nu înseamnă absolut nimic pentru tine dacă nu ți-ai pierdut credința. Ăsta este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat lui Petru. A zis, Petre, Satan a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Pentru că dacă te încrezi în Dumnezeu, întotdeauna poți să iei de la capăt. Amin. Dacă te încrezi în Dumnezeu, întotdeauna ești mai mult decât biritor. Cel mai mare câștig al Satanei, fraților, în viața noastră, știți care este? Descurajarea. Să te descurajezi. În urma unei căderi, în urma unei slăbiciuni, în urma unui necaz. Nu ascultați cu prea mare seriozitate știrile de la ProTV. Nu ascultați cu prea multă credință știrile de la Antena 3 și discuțiile de pe acolo. Și nu ascultați cu prea mare seriozitate nici Vai de Mine TV. Știți? Există Vai de Mine TV-uri care realmente ne inoculează numai cu frică, ne inoculează numai cu teamă, cu depresie. Nu dați prea mare seriozitate și atenție acelor știri, pentru că există o cultură care încearcă să realmente să ne descurajeze.
Suntem atacați în felul acesta să acceptăm o cultură a fricii, a deznădejdii, a îngrijorării în dreptul zilei de mâine. Că pică bursa, că pică Europa, că pică America și ce? Dumnezeu încă este pe tron. Domnul încă este păstorul nostru. Amin. Și dacă suntem oile lui Hristos, dacă suntem ucenicii lui Hristos, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, gloria lui Dumnezeu. Amin. Fraților, trebuie să ne debarasăm de cultura fricii și să acceptăm doar cultura credinței. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Sfânt, vrea să aducă în noi o cultură a credinței care înseamnă libertate, care înseamnă pace, care înseamnă demnitate, care înseamnă că devenim oameni frumoși. Vorba lui Puri, Dan Puri. Noi trebuie, prin Harul lui Dumnezeu, să devenim oameni frumoși. Și asta înseamnă să avem o cultură a credinței, nu a îngrijorării. Doamne, ajută-ne la aceasta! Mark Twain spunea așa, ăsta a fost un scriitor american de mare valoare și umorist și de toate și om de cultură, a zis așa, Mark Twain a zis o chestiune interesantă. A zis așa, curajul e rezistență la frică. Curajul înseamnă stăpânirea fricii, nu absența ei. Din când în când s-ar putea să vă ia frica. Din când în când frica s-ar putea să ne atingă pe fiecare, fraților. Însă să vă dau o veste bună. Nu există curaj real și credință reală dacă nu ți este frică. Cum pot să știu că sunt curajos și credincios decât doar atunci când îmi este frică? De aceea când vine frica asupra noastră, fraților, trebuie să avem încredere doar în Dumnezeu. Frica este o emoție umană. Nu o poți evita. Ne vom teme din când în când. Știi că asta vine peste noi, că așa suntem structurați. Și vai de noi dacă nu ne-ar fi frică, știi? Că frica păzește via. Frica vine din când în când peste fiecare dintre noi. Dar, fraților, noi nu acceptăm o cultură a fricii, a îngrijorării, a depresiei, ci noi acceptăm doar cultura credinței, adică mă încred în Dumnezeu și atunci când sunt implicat într-o luptă ilegală, eu cred în Dumnezeu, eu nu cred în mine. Franklin Jensen, ăsta este un faimos predicator american, pe care îl ascultăm câțiva de aici, din biserică, a spus așa, miracolele se petrec doar în teritoriul miracolelor. Și la ce se referea? Se petrec în teritoriul credinței. Miracolele se petrec în teritoriul credinței. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți, slăbiciunea pe care noi o avem uneori, că toți avem slăbiciuni, desigur. Evreii erau slabi în fața Federației Siriene. N-aveau nicio șansă. Șansa lor a fost doar încrederea în Dumnezeu. Vă recomand să faceți și ceea ce fac eu în fiecare zi. Îi spun așa Domnului în fiecare zi. Citez cuvântul Său și îl aplic în viața mea în fiecare zi, cum știu eu mai bine. Doamne, îți mulțumesc că bunătățile Tale nu s-au sfârșit, îndurările Tale n-au ajuns la capăt, și se înnoiesc față de mine în fiecare dimineață. Amin. Amin. Ai curaj așa să trăiești. Ai curaj așa să gândești. În fiecare dimineață când stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, îi spun, Doamne, nu cred ce aud la televizor și la radio. Eu cred ceea ce spui Tu în cuvântul Tău. În fiecare zi îi spun Domnului, Doamne, nu cred ceea ce îmi spune mintea mea, ce îmi spun hormonii mei, ce îmi spun neuronii mei, ci Doamne, eu cred numai ceea ce spune cuvântul Tău. Amin. Nu sunt deloc perfect, dar și ce? Sunt mai mult decât biruitor. Amin. Pentru că David n-a fost perfect, Iosafat n-a fost perfect, Iov n-a fost perfect, dar Dumnezeu le-a dat biruință, slăvit să fie Domnul. Amin.